Salutare! Bine ați venit la o nouă serată puiască! Astăzi i-am invitat alături de mine pe Diana și pe Moldo. Ca de obicei, ChatGPT mi-a făcut o mică introducere despre fiecare. Despre Diana a spus că este o persoană pasionată, cu abilități remarcabile în make-up, fashion și fotografie. Spiritul ei competitiv este evident în tot ceea ce face și să sperăm că nu bate pe nimeni astăzi. Moldo este un participant polivalent la show-ul nostru. Este notator, motociclist și gamer. Pe lângă abilitățile sale impresionante în apă, pe două și în lumea virtuală, oare face față la băutură? Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți astăzi? Așteptăm să înceapă distracția, băutură. Înainte să începem să bem, o să fac niște întrebări de la super mega lame de Get to Know Each Other, pentru că eu vă știu pe voi. Dar probabil lumea care o să uite nu o să vă știe pe voi. Și ca să înțeleagă ce inepții ziceți pe parcurs, na, o să pun întrebările astea la început. Și o să începem Diana. O să începem cu cine vreți voi. Prima întrebare e: cu ce vă ocupați? Să ziceți un pic despre voi, despre ce faceți. Ultima oară am aflat că Moldo e procesator de date. Cică, nu știu, acum să ne zică el. Și tu, Diana, am trecut aici că ultima oară lucrai la DHL, dar acum lucrurile s-au mai schimbat. Într-adevăr, oarecum procesez niște date, monitorizez transportul public din voluntari și toate datele care îmi vin din aplicațiile de monitorizare, le calculez, le verific și atunci văd câți bani se plătesc către operator. Pare foarte distractiv. Este. Mai ales că sistemele nu funcționează foarte bine. Ai eu? Lucrez la DHL, informațiile tale sunt foarte vechi. ChatGPT a fost antrenat în 2021. Ah, ok. Am înțeles. Lucrez cu copii, instructor de not, încă. Și bine că timpul... specificat, că ai început în forță. Lucrez cu copii, wink. Ok, ok. Și în timpul liber mai fac și niște make-up. Pe lângă muncă, ce pasiune aveți? Filme, ieșit, mâncat, plimbat în... Cam asta. Jocuri, filme, seriale, dragoste. Cu cine faci dragoste, Moldo? Cu soția. Cu soția? E bine că nu... Nu ies Lilieș din peșteră încă. Avem vedere că aveți niște joburi pline de... Mă rog, Moldo mai mult. Foarte plictisitoare cu copiii, te distrezi oricând. Ce tâmpenii vi s-a întâmplat la locul de muncă? Sau ce tâmpenii ați făcut la locul de muncă? Nu pot să spun asta. Nu pot să spun. Hai zi. Nu, cit. Hai zi orice. Ultima tâmpenie, nu știu. Nu. Pot să-ți spun ce fac copiii în bazin când nu mai poate să mai țină pe ei, nu? Eu se consideră tâmpenie. Și strângi după ei? Nu eu. Ei? Nu, femeia de la curățenie. Oamenii de la curățenie. Nu știu dacă e o tâmpenie, dar nu. Dar ai făcut tu tâmpenie, nu știu. Nu. Ah, ba da! Okay. Ba da, eram îmbrăcată. Da, și încercam... E important? Ai zis că era îmbrăcată. Da, păi eram îmbrăcată, practic nu eram pregătită să intru în bazin. Cu costum, cu... Eram îmbrăcată într-un short și în tricou. Și efectiv eram atentă cumva la copiii care erau mai în față. Și am vrut să-i spun nuia ceva și eram cumva destul de aproape pe marginea bazinului. Și în momentul în care am vrut să mai fac un pas, l-am făcut pe lângă. Și m-am dus la... Da. Bine că ai iPhone, că... Nu aveam, că era pe masă, nu... Ok, am înțeles. Din păcate n-am întâmplări haios. Doar asist la certuri și alte nebunii. Fiecare om de acolo din birou se ocupă cu altceva. Dar două persoane dintre cei, nu știu, 20 că suntem acolo, trebuie să adună toate datele de la ceilalți și atunci ele fac ce fac eu cu operatorul. Faci dragoste cu operatorul, nu? Nu. Dar am o relație foarte bună. Așa și... Na. E ca și cum aș lua la cinema. Înainte de trivia pe care am făcut data trecută, acum o să avem și o sesiune de glume scurte. Sper să fie bune. Și dacă adversarul de la gluma voastră câștigați un punct și adversarul trebuie să bea, oricine râde bea de fapt. Și punctele astea pe care le adunați acum o să le puteți folosi pentru tot felul de power-ups, că nu știu cum să le numesc, la trivia. Și vorbim la trivia exact ce și cum. Deci ideea e să faceți cât mai multe puncte. N-aveți voie să râdeți. Asta e toată schema, da? Începem și noi așa încălziți, cu o gură. Hai, că dacă tot să... Ce mai bun să câștige.
Cine vrea să înceapă primul? Facem un joc de piatră, forfece, hârtie? Da, nu, începe Moldo. Nu, hai să facem piatră, forfece, și... nu, tu ești domnișoară și... Cum adică? Stai un pic, aici suntem egali. Da. Femeile și bărbații sunt egali, nu discriminăm. Dar de ce să facem piatră, forfece, hârtie când poate să înceapă Moldo? Nu. Păi nu vrea. Ok, începe orice. Păi nu vrei. Hai mă, face și voi acolo. Hai. La cât? La 3 sau la și? La și. Deci 1, 2, 3 și la și arăt, da? La 3 sau la... De ce m-ai întrebat dacă nu știai? Sunt mă asigur. Confirmăm. Reconfirmăm. Hai. Hai. 1, 2, 3 și... Hai încă. Stai că n-am fost pregătit. Hai numărul tu. Hai. 1, 2, 3 și... Deci cine începe? Ia? Yeah? Ok. Dacă a pierdut. Ok. Hai să ne concentrăm. Stați un pic. Vezi că de acum înainte cine râde bea, indiferent dacă s-a zis glumă păi sau nu. Păi stai un pic. Păi de acum înainte. Gen, a, uite, hai să scoată toată lumea energia. Mamă, deci să... Știi cum e aia la șef la cuțite de râde din orice? De ce clar glumele mele o să rupă? Mamă, se pune și dacă râdem la, noi la glumele noastre? Da! Da, normal! Okay. N-ai voie să râd. Eu o să stau așa și să fac. Bine. Hai, Moldo. Știi bancul cu coincidența? Hmm? Nici eu. Ce coincidență? Ai încercat până acum parizerul care hidratează tenul? Nu că ăsta e urât isteric, vă zic eu. Deci n-ai încercat, nu? Nu. Este la Matache Micelarul. Matache Micelarul. Trebuie să mai bea o dată sau? Nu. Păi da, puteam și o să râd, măcar m-am abținut. Păi râs deja. Păi nu, a doua oară. A doua oară, da, bine. Păi, dacă s-a râs deja, glumă nu mai contează. Ce e o dischetă care ia Viagra? Mai zi o dată. Ce este o dischetă care ia Viagra? Nu știu. Hard disk. Da, bună, Diana are un punct. Cum se numește linia erotică pentru necrofil? Deadline. Eu vă făcea sorana să râd. Două puncte. Multă trebuie să cambei. Ce-i cumperi de ziua lui unui gay masochist? Nu știu. Nimic, te duci cu mâna în cur. Cum se numește un ied cu trei picioare? Trepied. O știu. Bine. Slăbuți, slăbuți. Da. Și unde fac facultatea lunetiștii? Nu. La distanță. Mă, 3 puncte. Ce au în comun tofu și dildou? Amândouă înlocuiesc carne. Proastă audiență ți-ai ales. Da. Știi cum citesc analfabeții? Nu. Printre rânduri. Știi momentul acela când intri într-o cameră și nu mai știi pentru ce ai intrat? Nu. Cum se cheamă în pornografie o grasă care face sex cu doi bărbați odată? Cred că știu. Și un căpresat. Te
Trebuie să beau și asta? Cum mă face pui să râd? Nu pot să mă abțin. Păi nu corectează, eu sunt tras în jos. O să-ți dau puncte bonus după. Eu am o slăbiciune pentru glume de-astea scurte, deci o să râd ca un handicapat. E bine, de știut. Diana, asta e o glumă în engleză. Ai zis, parcă nu știe. Am să o pregătesc. What's the scariest plant in the forest? Bambu! Da. Când s-a născut, Snoop Dogg avea 2 kg. La el. Cum? La el. De ce nu mănâncă calibanii? Persoane de etnie romă. Nu tot ce zboară se mănâncă. O să tai asta din glume. Am vrut să-mi iau un butt plug de la un sex shop din Castelul Bran. Mi-am luat o țeapă. Cum vede un canibal o femeie însărcinată? Un nou kinder. Okay. Știi cum se numește povestea în care Adam primește un iaurt după măr? Nu. Povestea lui Adam și Eva. What does the blanket say when it falls out of the bed? Oh shit! Ce râd la ea? Deci am leșina de râs când am auzit gluma asta. De câte corporatiste e nevoie să schimbe un bec? Știu. 6. O știi, ai zis? Da. Una care dă mail-ul și 5 care stau în CC ca să pară mail-ul mai greu. Am încercat. What did the sushi say to the bee? Știu. Wasabi! O știam. Știi că dacă un copil mic plânge, este posibil să trebuiască să-l schimbi? Din păcate, legea nu-ți permite. A, o știai? Și pe asta. Okay. De ce ascultă cartofii Bob Marley? Bob Marley? Pentru că sunt prăjiți. Da, bună. Având în vedere că Diana a câștigat, Moldova trebuie să bea. Moldova? Pe tot am băut. Tu trebuie să bei acum. S-a terminat, ai pierdut. Am înțeles că Moldova. Trebuie să bei. Oricum am băut mai mult decât tine. Trebuie să bei mai mult decât ea. Nu vezi că am băut mai mult decât tine? E ok. Vezi că ai depășit acum, cum trebuie să bea și Diana ca să te egaleze. Am înțeles. O să începem în trivia. Nu o să fie cu buzzer ca data trecută. O să aveți acele tablițe pe care o să scrieți varianta de răspuns. Le întoarceți împreună și dacă răspundeți doar voi, doar unul din voi bine, cel bea. Dacă răspundeți amândoi bine, amândoi beți. Dacă răspundeți greșit, amândoi beți. Practic, nu bem niciodată. Nu ne oprim niciodată. Nu ne oprim, da. Dacă răspundeți doar unul din voi bine, câștigați 2 puncte. Dacă răspundeți amândoi, câștigați 1 punct. Dacă nu răspundeți bine, 0 puncte. Power-ups-urile, la ce puteți să le folosiți? Înainte să zic care e răspunsul corect, puteți să folosiți un punct să schimbați răspunsul vostru cu cel al adversarului. Înainte să zic răspunsul corect, puteți să cereți un hint. Puteți să alegeți să primiți punctaj dublu sau o să avem categorii de întrebări. Puteți să schimbați categoria dacă nu vă place. În modul ai doar 2 puncte, deci poți face 2 acțiuni din astea, tu poți face 4, Diana, că ai 4 puncte. Și cum se aleg categoriile? Având în vedere că Diana ai câștigat, tu o să alegi prima categorie, îți dau eu o listă și tu alegi din ea. După ce trecem prin 5 întrebări, apoi Moldo alege o categorie din ce a rămas și tot așa. Și cam aia e toată chestia. Categoriile sunt așa. Sport, make-up, gaming, filme, istorie, geografie, muzică și știință. Deci Diana alege prima categorie. Hai cu sport. Știe și asta. Întrebarea numărul 1. Cât de lungă este distanța unui maraton? 26 de mile, 26,2 mile, 27,2 mile sau 27 de mile?
Răspuns corect B, 26,2 mile. Hey! Deci Diana, ai două puncte, deci Moldova trebuie să B. Întrebarea numărul 2. Care este numele sportului fictiv din Harry Potter? Din? Harry Potter. Vezi că Diana copiază. Nu copiez, dar aștept. A. Fidditch. B. Turneul Triwizard. C. Greenwich. D. Quidditch. Ce e ăla? D. Da, D, corect, bravo. Trebuie să beți amândoi și câștigați un punct. Întrebarea numărul 3. Câte puncte valorează o aruncare liberă în basket? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Repet, câte puncte valorează o aruncare liberă în basket? Greșit, un punct. No, i-am pus? Da, un punct. Eu știam 3. Nu? A, când arunci la basket, arunci de două ori și fiecare minge în coș valorează un punct. Care este sportul rege? Basketul, baseballul, fotbalul sau hockeyul pe gheață? N-am mai zis ABC, scrii și voi acum. Am uitat. Care basket, era... baseball, fotbal, hockey. Fotbalul, corect, Moldo. Eu. Da. Jocurile olimpice se desfășoară în fiecare câți ani? Sau o dată la câți ani, depinde cum vreți să o luați. La 4, la 3, la 2 sau la 1? 4, da, corect. Trebuie să beți. Să se observe, Moldo, că am ales o categorie din care și tu te descurci. Păi, e uimitor că după astea 5 întrebări sunt legate cu 4 puncte. Am. Da, eu mai am 4 de alea, șmichere. Și da, și Moldo 2. Apropo, avem 25 de întrebări, adică fi bine să le folosiți. S-au dus 5 deja. Ok. Următoarea categorie, Moldo, alege. Vrei să zic din nou categoriile? Da. Make-up, gaming, filme, istorie, geografie, muzică, știință. Filme. Întrebarea numărul 1 de la film. Care film a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2020? A. Parasite. B. Joker. C. Once Upon a Time in Hollywood. D. 1917. Pot să vă descriu filmele dacă vreți să dacă vă ajută. Nu. Punem așa. Deși pot să scriu două variante? Nu. Nu Joker, Parasite. Era... Ah. Da. Întrebarea numărul 2 din filme. Cine este regizorul trilogiei The Dark Knight? Da. E Batman. A. Christopher Nolan. B. Martin Scorsese. C. Steven Spielberg. D. Quentin Tarantino. A. Christopher Nolan, da. Bravo. Ai spus Spielberg? Hey. Am spus și eu. Bravo, Moldo. Care actor a interpretat rolul lui Tony Stark, omul de fier, da, în universul cinematografic Marvel? A. Chris Evans. B. Chris Hemsworth. C. Tom Holland. D. Robert Downey Jr. Da, corect, Robert Downey Jr. Perfect, în sfârșit. Ați răspuns și voi. Care este primul film din seria Star Wars? Star Wars episodul 4, A New Hope. Star Wars episodul 5, The Empire Strikes Back. Star Wars episodul 1, The Phantom Menace. Star Wars episodul 3, Revenge of the Sith. Eu o să-mi folosesc un punct. Să dublez. Să dublez, ok, da. Moldo își dublează punctele. Ok, ziceți vocal. Deci tu ai zis episodul că... 4, episodul 4. Ok, episodul 4, A New Hope, și tu ce ai zis? Episodul 3, Revenge of the Sith. E episodul 4, A New Hope. Vine, Moldo. 11 nu puncte. Nu mă uit la Star Wars. Ce să facem? Bă, nu știi Star Wars? Nu te uită la Star Wars? Nu. Nu mai suntem prieteni. Nici Sorana, deci fii atentă. M-am uitat cu Sorana. Nu știu. Acum... Bubiță, bă, te uiți la Star Wars? Tu nu știi Star Wars? Seara puiască s-a terminat. Ultima întrebare din categoria filme. Cine a regizat filmul Inception? Christopher Nolan, David Fincher, Quentin Tarantino, Steven Spielberg.
Adică cine? Ăla cu Fleischer. Nu, Christopher Nolan, beți. Da, asta chiar nu știam. S-a terminat întrebările. Schimbăm pe buzzere? Ca să fie treaba mai competitivă pentru Diana? Păi nu, că e competitivă și așa, dar punem și buzzerul. Hai să punem buzzerul. Următoarea categorie, Diana, tu alegi. Vrei să zic din nou, da, categoriile? O să, nu, o să fiu... Sănătate. Ok. Am avut emoții. Bine pentru că am prins liftul. Da. O să fiu hard așa. Și o să aleg geografie. Hai bă, make, bă, deci dacă n-alegi make-up, da, știi că da, m-am chinuit? Ba da. La final, aleg. E tactică, pot să schimbă moldul. Știi că eu la bac am luat 9-20 deja pe geografie, nu? Da, și eu. Și vă făcea, și vă dădeam meditații în cameră, nu? Nu are importanță, Moldo, ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Hagi, unde era, uite-l aici. Așa nu se mai spune, little Hagi. Da, sau e Mikler. Întrebarea numărul 1. Care este cel mai înalt vârf montan din lume? Everest. Da, corect. Știi că mă așteptam să spui, da. Din România, nu? Da. Păi am pus-o dată trecută pe aia. Da. Eram moldovean. Da. 1544. Cât? 1544. Nu. Da, cât? 1850 ceva. Cât are vârf moldovean? Stai, hai să pariem. Pariez că are 1544. Da, dacă Moldo, ai dreptate... Pe de 3 ori. E... Ești de acord să-și dubleze punctajul dacă nu iei tu 4 puncte? Nu, e... Adică e ori el 4, ori tu 4. De, după ce e distanța asta între noi, cum să-și dubleze punctajul? Dacă ai cu dreptate, practic ai luat alea 4 puncte pe care le-ar... Nu, 2 puncte și câștigi 4. Adică nu mai câștigă el tura asta. Vă băgați? Ha, mă, fie că e un joc, vă băgați? Da, vă băgați? Da. Ok. Cât ai zis care? 1850 ceva, 59. Nu, că trebuie să spui, spune. 1859. Și tu cât ai zis? 1544. Deci moldoveanul pic, că am căutat în engleză, are 2544. Moldova are 4 puncte. Nu, lasă, doar 2. Doar 2, bine. Hai. Bravo, te-are psihologic, bravo. Te-are psihologic, te-a făcut. Nu, e... Te-a făcut. Da, pe la spate. Care este... Capitala Franței. Paris. Da. Bea mult. Ce faci, mă, nu? Aveam paharul ei. Înainte aveam paharul ei și de aia era. Care este cel mai mare ocean al lumii? Oceanul Atlantic? Oceanul... Pacific. Da, corect. Nu, mă, Diana, te cam faci la geografie, bă, Moldo. Parcă Moldo era mai bun. Asta că mai sunt două întrebări. În ce țară se află marele zid chinezesc? China. Da, e așa, da. Cred că toată lumea știa, nu? Care este cel mai mare lac din lume în funcție de volum? Lacul Superior, Lacul Baikal, Lacul Victoria, Lacul Huron. Baikal. Baikal, da. Să vreau să știu. Dacă e cu nume de regină. Da, uite, 15 la 11 pentru Moldo. Te-ai apropiat de... Următoarea categorie. Moldo trebuie să o alegă, nu? Eu am fost hard cu această întrebare pentru mine, pentru că am eu așa niște chestii. Am înțeles, deci tu ai dovedit ceva în ziua, nu? Seara asta. Nu? Da? Nu? Da? Știi multă geografie ca Moldo. Sau nu? Nu știu. Ne-am ținut evidența. Eu am răspuns la 3 Moldo la 1. Din 5. Eu la 4. Nu, greșit. Tu la 3, eu la 2. Da, corect. Așa, nu mai știu care sunt categorii. Care au rămas? Îți zic acum. Make-up, nu da. Cred că vrei. Ba da, vrea. Gaming, istorie, muzică și știință. Ia-ți mă gaming, că știm că asta vrei. Hai mă, Moldo, zi ceva. Păi nu, că... Mă rog, de fapt, da, bine, hai gaming. Care este personajul principal în seria de jocuri The Legend of Zelda? Da. Mario, Link, Sonic, Zelda. Sonic. Zelda. Greșit! Veți amândoi!
Sincer, nu știu jocul ăsta. E jocul ăla cu tipul ăla, deci că e Peter Pan, cu așa? Verde. Da. Și pe ăla îl cheamă Link. Ah, ok. Și azi Zelda e prințesa după care fuge. Ah, ok. Nu știam. E ca Mario, știi? Și cum Sonic? Eu doar pe ăla știu. Da, Sonic e un arici. Da, știu. Întrebarea numărul 2, după ce te-ai făcut de râs, Moldo. Care dintre următoarele jocuri este un RPG dezvoltat de CD Projekt Red și se bazează pe seria de cărți a lui Andrzej Sapkowski? The Elder Scroll, Skyrim, Dark Souls, Mass Effect, The Witcher. Mass Effect? Nu. The Witcher? Da, The Witcher. Eu am vrut să zic The Witcher. Da. În ce an a fost lansat jocul video Fortnite? 2012, 2015, 2017, 2018. 2015. 2017. Da, 2017. Asta o am de la copii. copii de la bazin, yay! Dintre următoarele jocuri, care este cel mai bine vândut joc? A. The Witcher. B. GTA 5. C. Fortnite. D. PUBG. Witcher. Nu. GTA 5. Da, GTA 5. Care este primul joc video din seria Assassin's Creed? Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed, Assassin's Creed Unity. Ce, Assassin's Creed? Da, corect. Următoarea categorie, Diana. Make-up. Make-up, normal că trebuie să-i dai mucul lui Moldo. Dar poate avea surprize. Mă, poate, chiar poate avea surprize. Hai să vedem. Are you ready to rumble? Întrebarea numărul 1. Care dintre următoarele produse de machiaj este folosit pentru a uniformiza nuanța pielii și a acoperirii imperfecțiunilor? Rimel, ruj, fond de ten? Răspunsul 5 secunde. Fond de ten. Fond de ten, da. Știi că mă așteptam să ai în acele subcategorii și un concealer. Nu-i far de obraz concealerul, nu? Dar nu-i far de obraz. Îmi pare rău. Și am zis, bă, poate e una tricky. Bă, ai gândit bine, putea asta, să fie. Păi putea să fie. Moldo n-a gândit și a dat răspunsul corect. Voiam să apres din prima. Voiam să apres din prima, dar am zis, bă, stai un pic, că dacă are și un concealer acolo și e cumva nu, tricky. Dacă vrei să nu... Da, într-adevăr, e tricky, pentru că dacă n-am aici varianta, nu poți să... Da. Trebuie să îi pun punctele lui Moldo, uimitor. Uimitor. Ce produs de machiaj este utilizat pentru a da culoare și contur sprâncenelor? Ce produs? Da. Tic-tac, 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 tic-tac. Pomadă de sprâncene, ca așa îi spune. Eu nu știu ce-i tu acum. Creion. Nu știu. Un creion. Bine, nu știu, nu știu altă părere. Ce zici? Un creion ceva. Da. Păi nu e creion de sprâncene. Păi nu, nu e creion de sprâncene. Păi îți zicea culoare și contur. Păi nu, nu e creion de sprâncene. Nu, cu asta faci? Îmi pare rău. Cu ce faci? E ok. E okay. Cu ce faci, zic, că poate pomadă, am pomadă, se numește cu pomadă. Tăciune. Dar pomadă nu e un fel de cremă? Nu. E un produs cremos, da. Și ăla faci conturul? Da. Eu nu folosesc creioane. Da. Cu creionul faci conturul? La buze, da. Și creionul de sprâncene ce e? La prâscene. Nu folosesc creion de sprâncene. Păi n-am întrebat ce folosește Diana pentru a face culoare și contur sprâncenelor. Întrebarea numărul 3. Care este scopul utilizării unui primer în machiaj? A. Definirea buzelor. B. Crearea unui aspect glossy. C. B. Crearea unui aspect glossy? Nu. Bă, nu știu. Îți hidratează. Ok, hai, termină. Păi ai zis deja mult de oare acum. Vrei să continui sau... Da, că așa. Pregătirea pielii înainte de aplicarea machiajului. Asta e. De evidențierea pomiților. Deci, care? Ce-u? Pregătirea pielii, da, ăla e. Am băut. Ăla-i primerul, nu? Adică... Mai bea. Am băut, de două ore am băut. Întrebarea numărul 4. Nu o să mai apăs pe ăsta pentru că nu știu ce e acolo. Ce produs de machiaj este folosit pentru a evidenția și a da volum genelor? Rimel încăcat. Da, corect. Bravo! Cum era să zic greșit?
Cred că se ridică și pleca. Da, exact, efectiv, mi-am cap puzzle-ul după mine. Poți să bei, gen. A, da. Ar trebui. M-am dezobișnuit dacă ai greșit până acum. Ce să faci? Oh, oh! Watch out. Care dintre următoarele instrumente de machiaj este utilizat pentru aplicarea și estomparea fardurilor de ochi? Pensulă de blush, pensulă de machiaj pentru ochi, pensulă de pudră, pensulă de buze. Pensulă de machiaj pentru ochi. Da, corect. Trebuia să știi, pentru că nu știam ce ai acolo, frate, deci nu știu care sunt răspunsurile. Măi, dacă ziceai, indiferent de ce aveam acolo, dacă ziceai ceva și se potrivea, îl acceptăm. Practic, pentru toată fața folosești niște pensule. Pensul de ochi, de obraz. Zis, păi, da, s-a zis, pensul de ochi, ce am mai zis acolo? Următoarea categorie, Moldu, tu trebuie să alegi. N-am mai știut. Istorie, știință, a rămas muzică. Istorie, muzică și știință, da. Hai mă, muzică, dansă. Oricum, ești bun la istorie. Hai de să știi. Ia, ce rot ai luat la bag la istorie? 5-20. Eu am luat 7. Bravo. Știi ce am scris acolo? Nu. Ce am făcut vara trecută. Hai mă, mergem pe istorie. Ma, ok. Întrebarea numărul 1. În ce an a avut loc unirea principatelor române? Ah, hai mă, Moldo, ce? 1859, 1877, 1918, 1989. 1918. Nu? 1989. 1000 cât? Ultima. 1989? Greșit. 1877, când a avut cutremurul? Prima variantă, nu? Greșite ambele. Da, pe aveai 1859. Bă, unirea principatelor române. Și tu ai căutat pe net. Lasă așa. Da, ce ți-a spus ce ANGPT? Bă, în 1918 a fost războiul mondial cu aia. Hai. Pentru toate răspunsurile. Nu are mă cum. Bă. Chiar m-ați făcut să mă îndoiesc, am și verificat-o pe asta. Chiar am verificat. Care a fost primul domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești? Carol I a României, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Alexandru Ioan Cuza. Apăs eu dacă vreți. Be. Nu. Ce? Nu. Acum chiar era acuza. Care a fost primul voievod al Țării Românești? Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab. Care a apăsat? Vlad Țepeș. Mihai Viteazul. Nu. Neagoe Basarab. Apropo, știți că înainte toată zona asta se numea Basarabia și Basarab era cea mai veche casă din, ca în Game of Thrones, din regiune. Și Neagoe Basarab a fost ăla oficial primul care a condus. E practic un fel de Stark, așa. Bun, hai că mergeți bine pe istorie. Mai bine nu făceam categoria. Care a fost rolul României în primul război mondial? Să trădeze. A fost... Nu chiar în al doilea, cred că a fost asta. Mă rog, a fost aliata puterilor centrale, aliata puterilor antantei, a fost neutră sau a fost ocupată de forțe străine? Antantei. Da, corect. Mi-a rămas asta. Da. Exact, antanta, nu sună mișto. Da, nu, mi-a rămas asta antante, de la istorie. În ce an a avut loc Revoluția Română din 1989? 1987? 1989? Iată, băiatul meu, obișnuința. Diana, mai ai de ales între muzică și știință? Muzică. Vezi că e muzică clasică. Eram sigură. Tocmai ce spunea lui Moldo, ce face? Mă întreabă din Beethoven. Întrebarea numărul 1. Cine a compus Sinfonia Noua, cunoscută și ca Oda Bucuriei? Aia cu na 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 na. Da, că ne punea proful de istorie, de muzică să o cântăm. Că doar nu cântam manele. Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert. Ai dormit? Nu. Prima variantă. Mozart? Da. Nu.
Beethoven. Ah. Tocmai ce am spus de Beethoven. Da. Care trupă britanică a lansat albumul The Dark Side of the Moon? The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Țanca Uragană. B. Menu. Care era prima variantă? Rolling Stones. Asta. Nu. Era ce? Pink Floyd. Da, ce rar. Am că e și tricoul ăla cu prisma aia de vin de lumină. Tu și ai pus întrebările astea pentru tine sau? Nu. Cine a interpretat hitul Thriller? Michael Jackson. Amândoi am apăsat. Care a fost mâna de desubt, care am văzut? Amândoi am apăsat. Efectiv, amândoi am fost. În același timp. Nu știu ce să dar faci. Dar i-am răspuns. Dar tu ai răspuns. N-ai o întrebare de departajare? Hai, lasă că am băut acum. Dă-i puncte. Bine, mă gândeam, citeam să văd dacă pot să pun o întrebare suplimentară. Lasă așa că eu nu-s ranchiunos. Am înțeles. Și pe suma asta îmi dă picioare. Da. La care instrument muzical cântă Jimi Hendrix? Chitară, pian, baterie, vioară. Baterie înseamnă tarabană. Chitară. Da, corect. Cine este considerat am băut, nu mai pot. Regele muzicii pop? Florin Elvis Salam. Elvis Presley, Michael Jackson, Frank Sinatra, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Nu. Michael Jackson. Da. Mm-mm. Mai o singură categorie, Moldo, pe care trebuie să o alegi. Știință. Păi s-a terminat? Da, s-a terminat. Am trecut foarte repede prin ele. Păi știință, nu? Păi... N-ai doar ales. Care este cea mai mare panoramă? Glumesc, nu. Care este cea mai mare planetă din sistemul solar? Marte, Venus, Jupiter. Pentru ce faci, mă? Saturn. Saturn. Da, bravo. Știam de Saturn, am și zis să se vadă pe cameră, pe cameră, că eram... Așa, hai să revenim. Deci prima întrebare a fost care a fost cea mai mare planetă din sistemul solar. Ce-i zis, Diana? Ultima, Saturn. Saturn. Nu, e greșit. Da, mă, că era ultima. Nu, nu e. Serios? Nu, serios nu e Saturn. Am uitat care sunt toate variantele. Deci, Marte, Venus, Jupiter, Saturn. Jupiter. Da. Ce substanță chimică dă culoarea frunzelor în timpul toamnei? Clorofilă, melanină, hemoglobină, antocianină. A. Nu. B. Melanină? Nu. Nu are cum să fie melanina, melanină. E antocianină. Gen, întrebarea în timpul toamnei, gen, ce să fac maru? Dar melanina... Moldo e altceva. Ce? O ai tu în tine. Ai niște melanină în tine. Îți dau la hemoglobină acum. Întrebarea numărul 3. Care este cel mai mare organ al corpului uman? Creierul? Pielea. Da, corect. Păi azi zic, nu zic o prostie, dar știam. Mamă, dacă... Ce-i p***? Nu, am vrut să știi spun pielea. P***. Dar am vrut să spun pielea. Dar am zis, zic, bă, poate e ceva pe acolo, că asta chiar știam, serios. Am auzit și la televizor, acum câteva zile chiar. Care dintre următoarele organisme este considerat cel mai mare pește din lume? Rechinul alb, balena albastră, peștele lună, peștele ciocan. Peștele ciocan, am apăsat eu! Balena albastră. O să mai repeți la întrebarea? Nu, nu-i bine. O să mai repeți la întrebarea? Peștele alb. Nu, am zis peste ciocan eu. Poți să mai repeți o dată întrebarea? Păi zi deja peste ciocan. Da, nu, dar vreau să mai repeți. Dar nu, nu-i nici la. Dar mai repet o dată întrebarea. Balena albastră nu e că e pește. Nu-i pește, e mamifer. It's a trick question. Ce e rechinul alb. Da, că ăla crește foarte mare. Care substanță este responsabilă pentru formarea ghețarilor și a zăpezii? Azot, oxigen, hidrogen, apă.
Apă. Cred că e evident că Moldova a câștigat cu 33 de puncte la 21 detașat. Diana are 4 puncte bonus și chiar dacă le-aș adăuga sub orice formă, nu mai ajută la nimic. Primare Moldova, felicitări, ai câștigat această serată puiască. Trebuie să-ți faci dansul victoriei. Camera e acolo. Mulțumesc că ați venit. Mulțumim de invitație. Mulțumesc pentru operatoarele mele din spatele camerei. Pun niște poze cu voi în postproducție. Ah, și cu Teo, scuză-mă, Teo. Te-ai venit mai târziu, am uitat. Ne vom revedea la o altă serată puiască. Yeah! Piu, 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 piu. Am băut de numai pot. Ei, 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 ei. Dacă știam, mi-am mai dezbrăcată. Cubiz. Nu fac, dar astea e pe cameră. Ghinion! Poți să mai repeți o dată întrebarea? Dar mai repet o dată întrebarea. Wasabi! Ce podcast este, mă, că eu mă compar aici. Eu început să mă compar cu Speak, cu ce face Speak în podcasturile lui și ce face Drăgulin.